Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. În ultimele zile au fost două accidente grave pe 85. Drumul, știți, Suceava, București, bucata aia spre Moldova, Zău, da. Da. Supranumit și drumul morții. Un accident cu patru morți la Săbăoane, județul Neamț, altul cu mort la Filipești, Bacău. Amândouă accidentele au fost colisiuni frontale prin intrarea pe contrasens. Infrastructura rutieră a României este proastă, dar această rută principală care traversează Moldova, de la nord la sud, este ucigător de proastă. De zeci de ani așteptăm construcția unei autostrăzi A7 care ar trebui să înlocuiască sau să dubleze acest drum, drumul morții. Singura porțiune dată în folosință deocamdată din A7 este centura Bacăului, 16 km. Arată impecabil. Am mers pe ea cu câteva zile, ar fi minunat. Autostrada ar trebui să aibă 314 km. Să se calculeze mai cât la sută mai e de făcut. Dar vorba chinezului, fiecare drum de 1000 de li începe cu primul pas. Nu știm cât este un li, dar e aspirațional așa. L-am sunat pe Ionuț Șurea, director executiv al Asociației Pro Infrastructura. Bună dimineața! Bună dimineața, mulțumesc de invitație. E un tronson în lucru efectiv pe A7, adică nu proiectare, studiu geo? Avem. Sunt, dar atenție că noi vorbim de A7 până aproape de Siret. Se poate chiar până la Siret, dacă nu ultima bucată o să fie un drum expres. Dar aici discutăm deocamdată de 13 loturi de la Ploiești, din A3, din zona Dumbrava, până la Pașcani. Da. Deocamdată aici vorbim de lucrări în licitație sau cu antreprenori în teren. Și a spus și dumneavoastră cei aproape 710 km de pe centura Bacăului. De la Pașcani până la graniță avem studii de fezabilitate în derulare. Și să sperăm că în următorii 2 ani o să avem și acolo contracte pe cât mai mulți kilometri, pentru că acest DN2 ucide pe toată lungimea lui și este cel mai aluat de câțiva ani, aluat corona negativă, da. Eu nu de la DN1 ca cel mai mort al drumului. Bun, dar în afară de bucata asta, de centura asta, 16 kilometri, care arată așa cum ar trebui să arate, vorba lui Zaf, care e următorul segment care ar urma să fie dat în folosință? Efectiv. Sunt acum 4 loturi, avem de la Ploiești la Buzău 3 loturi, pe 2, să spunem că se lucrează, pe loturile 1 și 2, lotul 3 este încontestat, este deocamdată stând după instanță să-și dea verdictul și să facă compania de drumuri reevaluare. Acum se stă în reevaluare, dar e posibil după aceea să urmeze o nouă rundă de contestații, mai simplu spus, stăm în contestații. Deci dacă avem acest lot 3 de la Ploiești la Buzău, mai precis o parte de o centură de sud-vest-est a orașului, ar trebui să avem și această mică bucățică semnată la anul viitor, cel mai târziu, cu toate contestațiile din instanță. Avem pe loturile 1 și 4 din Focșani, Buzău, sau din Buzău, Focșani, acolo în ordine. Avem și acolo antreprenor cu contract și, teoretic, în teren, la Focșani a intrat rapid, foarte rapid, spre Buzău, din ce înțelegem, se pregătește să intre și acolo în teren. Iar loturile 2 și 3 din Buzău, Focșani, sunt în contestații. S-a dat câștigătorul, același câștigător, de pe 1 și 4 și... Deci nu ne dai nicio speranță. Nu ne dai nicio speranță, nu avem... De fapt, nu avem nimic, nu? Nu, nu-i nimic cert, nici câți kilometri ar urma să fie dați în folosință, când? Asta e o întrebare bună, pentru că aici discuția este destul de complicată. Avem pe Ploiești Buzău, avem antreprenori noi, un consorțiu din Bulgaria și România, pentru prima dată pe autostrăzi în România. Pe lotul întâi avem un antreprenor cu experiență îndelungată în România, însă cu o viteză CF și pe calea ferată și pe rutier, vorbesc de niște italieni, iar aici, de la Buzău încolo, avem două loturi câștigate deja de către cea mai importantă companie de profil pe rutier, vorbesc, din România, un constructor autohton, care lucrează bine, este serios, însă a licitat peste tot foarte agresiv și o să vedem cât se poate ține de aceste termene, care pe A7, pe loturile noi, care sunt acum în licitație, unele au început, iată, să fie judecate, au termene de la 20 de luni la 30 și ceva de luni. Deci,
Bine, 2, atunci hai să întreb... Dacă totul merge bine în 3 ani. Bun, hai să întreb altfel. Până la finalul anului, va fi totuși deschisă circulația pe vreun tronson nou de autostradă? În România, nu doar pe în așa. România, în general, tot. Undeva. Avem... Cum să vă iau? Ăștia sunt 13 km și 200 de metri. Haideți să nu mă rămâși să 13 km și 200 de metri într-un an unde? Nu e chiar într-un an, lotul întâi din Sibiu-Pitești, de la Sibiu, din centura Sibiului, din DN1, DN7 acolo, până dincolo de Tălmaciu, în deci asta buza a fost, de Defileului. Acolo a fost prăjiturica, a fost partea mai ușoară, că acum ar urma ce trece exact prin Defileu. Așa, exact așa, partea cea mai ușoară. Okay. Sperăm ca anul viitor să fie unul... ar fi extraordinar să fie un record, dar foarte, foarte greu. Mulțumesc foarte mult. Da, să fie bine. Mulțumesc foarte mult. Încep să mă simt ca la fotbal cu antrenorul național, care spune, măcar să ne păstrăm speranța. Auzi, noi avem centura capitalei. Da, se face deci, acum a zero. Băi, deci e centura capitalei. Da, de asta am spus, nu a Bucureștiului, a capitalei unei țări, știi? Noi nu avem gata. Pentru ascultători, fraților, știți că poate n-avem noi informația, mai există vreo capitală în Uniunea Europeană care să nu beneficieze de o centură ocolitoare la nivel de autostradă în afară de București. E o glumă. Mai e vreuna, adică ultimii bulgari au rezolvat asta. Mai e vreo capitală europeană care să nu aibă centură? Poate Malta, dar nu sunt sigur. Știi? Adică la Valeta. Și Bacău are centură acum. Da. Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.